Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida, Galileea, l-au rugat și i-au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Frații mei, eu am constatat că evenimentele majore din viața noastră sunt precedate de anumite stări sufletești. Stări care vin fără voia noastră, dar stări pe care noi trebuie să le controlăm, să le gestionăm corect. În Matei 26 cu 38 versetul, Domnul spunea: sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte. Întristare de multe ori nejustificată, întristarea de multe ori nu și are motivele ei, dar ne cuprinde. În Petru 3 cu 14, dacă trebuie să suferiți pentru Domnul, nu vă temeți, că la fel poate veni teama. În cazul de față, Domnul Iisus spune: sufletul meu este tulburat. Aceste sentimente care îl încearcă pe om trebuie într-un fel controlate, că de nu ne fac probleme. Chiar sentimentele acelea benefice care spunem noi, bucuria face bine, dar o bucurie mare la un cardiac îi face probleme. Oamenii care suferă cu inima n-au voie nici de bucurii prea mari, nici de întristări prea mari. Sunt sentimente care nu le înțelegem, nu le putem gestiona câteodată. Eu m-am oprit în ziua de azi în dreptul versetului 27. Domnul Iisus spune: sufletul meu acum este tulburat. Bine, mai dăm o foaie în Scriptură și în Ioan 14, el spune ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Dar în momentul ăsta el este tulburat. Iar în tulburarea asta, el nu vrea să scape de evenimentul ce l-așteaptă. Sufletul meu acum este tulburat și ce voi zice? Doamne, izbăvește-mă! Pentru că în Psalmul 68, versetul 20, spune: Dumnezeule, Tu pentru noi ești un Dumnezeu al izbăvirilor. Hristos beneficia de cel puțin 12 legiuni de îngeri ca să-L salveze. Dar El nu vrea să scape de eveniment. El vrea să scape și reușește să scape numai de tulburare. Și acum ce voi zice? Doamne, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar eu tocmai asta am venit. Pentru asta am venit până la ceasul acesta. Care ar fi oare recomandările pe care ni le dă Scriptura ca să scăpăm de tulburare?
Ați auzit că sunt tulburări de comportament. Tineri care nu mai ascultă de părinți. Nu te mai poți înțelege cu el. Măi, a fost un băiat așa de bun, o fată așa de cuminte de o vreme, nu mai ai cu cine să te înțelegi. Tulburări mentale. Trăiesc doi soții 30 de ani și într-un moment de nebunie bărbatul și-o moară nevasta. Și-l duce la psihiatrie să vadă ce cu doi. I s-a tulburat mintea. Cum scăpăm, cum gestionăm, cum controlăm noi stările astea de tulburare? Astea sunt atribute ale sufletului, spuneam ieri. Când sentimentele intră în contradicție cu rațiunea, ce putem face? Câteva recomandări din Scriptură. În momentul când ai de a trece printr-un eveniment și te încearcă o stare de tulburare, încearcă să vezi care este planul lui Dumnezeu. Cunoașterea planului lui Dumnezeu îți reduce mult din tulburare. Domnul Iisus Hristos cunoștea planul de mântuire când Adam și Eva au păcătuit, pentru salvarea oamenilor s-au făcut un plan. Și o trebuie să treacă ani și zeci de ani și sute de ani și mii de ani până când au venit la împlinirea vremii. Și la împlinirea vremii Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat prin Fecioara Maria, s-a născut aici în lumea noastră, a trăit frumos, plin de har și adevăr, și acum venea momentul jertfei. El știa de asta. El spune, eu nu spun, Tată, izbăvește-mă de ceasul ăsta. Păi eu l-aștept ceasul ăsta de mii de ani, eu tocmai pentru asta am venit, până la ceasul acesta. E foarte bine când cunoști planul lui Dumnezeu. Rămâi liniștit. Sau rămâi mai liniștit. În Ioan 14:29 spune, v-am spus mai dinainte aceste lucruri ca atunci când se vor întâmpla. Voi să aveți credință, să rămâneți liniștiți. Îl avem pe Iov, a trecut printr-o încercare mare. Se pare că el nu știu de la început planul lui Dumnezeu. Vedem zbaterea lui, tulburarea lui, căderile lui în desnădejde. Un subcapitol acolo, Iov desnădăjduit. Apoi Iov se ridică iarăși pe culm. Chiar dacă nu mai avea carne și oase, ochii mei îl vor vedea și el va fi binevoitor. Știți de ce se întâmplă stările astea în Iov? Până ajunge Iov să fie din nou binecuvântat și fericit, el nu știa ce a vorbit Dumnezeu cu diavolul. Dar în momentul când noi cunoaștem planul acesta, rămâne mult, mult mai liniștit. Cunoștea Hristos planul de mântuire. Că în sulul cărții, Psalmul 40, îi scris despre mine, mă duc să fac voia ta. Și el asta a venit să facă. Știa că dacă greuntele care au căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Hristos cunoștea planul. Știa că există o viață dincolo, că sunt două vieți, una aici pe pământ și una dincolo. Că există o răsplătire dincolo. Și asta spune el în versetele de mai jos. Că cine vrea să scape viața aici, o va pierde. Dar cine o pierde viața pentru mine, o va avea dincolo în veșnicie. Planul de mântuire era concret, era clar în mintea lui Hristos. De ce aia el? Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă? Nu cere izbăvirea. Eu pentru asta am venit până la ceasul acesta. Recomandarea nu e a mea, e a Scripturii. Încercați să cunoașteți planul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Erau două armate în luptă, una împotriva alteia. Împăratul Siriei lupta cu evreii. Dar era un bun strateg, un bun militar. Întindea cursa, ambuscade, capcane la evrei. Dar evreii se fereau. Se fereau. Nu cădeau în capcanele acelea. Și tulburat, împăratul Siriei își cheamă acolo generalii și spune, măi, cine-i trădător?
Cine e pentru împăratul lui Israel? Și cineva ospetnic îi spune, nu e nimeni împărate. Dar acolo este un om care îi spune la împăratul lui, ce vorbești tu în dormitor? Cum îl cheamă? Elisei. Unde? La Dotan. O armată mare și înconjoară cetatea. Înconjoară cetatea, dimineața când se iese, sluga lui, slujitorul lui Elisei îi vede, vede armată cu arcul, cu coifuri, cu toți încruntați, unde Elisei să-l prindem. Vai, Domnul meu, ce facem? Dar Elisei vedea ceva. Vedea ceva ce nu vedea slujitorul. Și îi spune, Doamne, deschide ochii la omul ăsta să vadă ce trebuie de văzut. Și când deschide ochii, vede o știre de îngeri, vede carele de foc al lui Dumnezeu pe munții lui Israel. Elisei nu s-a tulburat tare. El vedea, știa că Dumnezeu îi scapă. Și spune, părinte, carele lui Israel, călărimea lui. Știți de ce Elisei nu s-a tulburat tare? Că el vedea, el știa, Dumnezeu nu mă dă mâine la ăștia. Asta înseamnă să cunoști mai dinainte planul lui Dumnezeu. Să ne-l descoperi, Domnul. Era Petru, fapte 12, în temniță. O grămadă de militari îl păzeau, oameni încercați, patru cetea câte patru ostași. Petru le dormea legat cu două lanțuri. A doua zi tăia capul. Eu tăia capul lui Iacov. O văzut guvernatorul că asta place norodului, mâinii tăie în capul lui Petru. Și repet, și întreb, ce făcea Petru în noaptea dinainte de a fi decapitat? Dormea. Acum, mă întrebe dumneavoastră așa, ai de dat permis de șofer când tu mâine dai orașul? Știi că nu poți dormi noapte, ce? Oare pe unde mă duce să nu mă bage pe interzis, să nu dau peste unul rău să mă încurce? Nu? Dar ai bacul la mate? Sunt elevi între 12 aici? Oare cine cade? Sau la român, anul trecut și eu căzut. Nu poți dormi. A, păi dacă ai un proces, mai, dacă mergi la operație, mergi la spital, mâine te operează că ai cancer, dorm, du-stă-te noaptea, nu? Nu, lui Petru îi tai capul mâine, asta îi se întâmplă. Că lui Iacov i-o tăiet, Ierusalimul știa, Petru dormea, dar nu că dormea așa iepurește, cum spune, dormea cu o venit înger, nu-l putea trezi, eu tras una în coastă, scoală Petru, și Petru buimăcit de somn, nu știa bine unde află. Măi, cum putea să fie Petru așa de liniștit când a doua zi l-aștepta eșafodul? Există o interpretare a unor teologi, că spune în Ioan capitolul 21, stă de vorbă învățătorul cu Petru și în versetul 18 este o expresie. Petru, când erai mai tânăr, te duceai unde voiei. Va veni o vreme când alții te vor încinge, te vor duce unde nu vrei, arăta astfel cu ce moarte avea să lovească Petru pe Domnul, dar există expresia când erai mai tânăr. Deci Petru nu era bătrân acum. Că dacă ar fi fost bătrân, îi spunea Domnul Petru când erai tânăr, dar spune când erai mai tânăr. Petru era tânăr, dar a fost un pic mai tânăr înainte. Și cineva spunea că grija ostașilor era cu săbile să-l păzească și grija lui Petru era să îmbătrânească. El acum când era închis la Ierusalim, el nu era bătrân, dar el știa că trebuie să îmbătrânească, că așa i-a spus Domnul. Ce înseamnă să cunoști planul lui Dumnezeu? Avem evenimente, examene, încercări și necazuri care vin în viața noastră. Recomandată-i să-L întrebi Domnul, de fapt, Doamne, Tu ce vrei de la mine? Mulțumesc, Domnul, sunt împreună cu soția. Sora cea e frumoasă de acolo, e soția mea. Aici voi v-ați rugat și încă vă rugați pentru ea. Eu vă spun mulțumesc, Domnul. Când mi-a dat hârtia că are cancer, l-am întrebat pe doctorul naivitatea mea, domn doctor, e de cel bun sau de cel rău? Că așa știam eu că e de două feluri. Și el spune, măi băiete, nu este cancer bun și rău, tot e rău. Dar dacă te interesează, tău e de ăla agravant. Du-te unde știi. M-am dus la rugăciune prima dată.
Am rugat biserica să se roage. Și Domnul mi-a vorbit printr-un profet. Eu am crezut că îi fac ungerea, o vindică. Printr-un profet. Va ajunge pe mâna oamenilor. Va trece prin suferință, va fi operată și va veni acasă și va fi mai bine. De atunci m-am liniștit. Încercam să o liniștesc pe ea. Măi, o să fie bine, uite ce a vorbit Domnul. Și exact cum a vorbit Domnul, așa s-a întâmplat. Și mulțumesc Domnului pentru asta. Ce important e să știi cât de cât planul lui Dumnezeu. Recomandarea mea, ca să putem gestiona corect tulburarea, trebuie să înțelegem planul lui Dumnezeu. Doi, când nu știm planul lui Dumnezeu și Dumnezeu totuși nu ne-l descoperă. Că au fost frați care au postit, au plâns, au rugat, Doamne arată-mi, dăm ceva, și Dumnezeu nu i-a dat. Recomandarea mea, știți care este? Haideți să trăim o viață curată, să ne facem partea noastră care ne-o cere Dumnezeu și apoi treaba lui Dumnezeu ce face mai departe. Dar noi să trăim o viață curată. Hristos Mântuitorul nostru, când venise peste El tulburarea asta, o știut că El a trăit curat înaintea lui Dumnezeu. Eu n-am făcut voia mea, eu n-am vorbit de la mine, eu n-am lucrat cum am vrut eu, ci ceea ce Tatăl mi-a spus. Asta face și contează foarte, foarte mult. Predicam recet despre prorocia lui Isaia. Vine la Ezechia, puneți casa în rânduială, vei muri și nu vei mai trăi. Isaia 38:3, se întoarce împăratul și spune, Doamne, adu-ți aminte că în viața mea am trăit cu credincioșie și cu inimă curată. Și se pare că argumentele astea l-au convins, au fost suficiente pentru Dumnezeu. Poți să te rogi când ai un ecaz, când ai o problemă, când vine o tulburare peste tine, să te rogi, Doamne, nu cunosc planul Tău, nu mi l-ai descoperit, aș fi vrut să-L știu, dar adă-ți aminte că eu am trăit cu credincioșie, adă-ți aminte că am trăit cu inimă curată. Dumnezeu să ne ajute să facem așa. Pavel aștepta să moară. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Îi scrie în a doua Timotei, capitolul 4, la versetul 6 în jos. Îi scrie la prietenul lui, eu probabil voi muri. Nero într-o zi va da ordine să mă decapiteze. Dar Timotei, eu am luptat lupta cea bună a credinței. Eu mi-am sfârșit alergarea. Știa Pavel că a făcut lucrurile astea. Eu am păzit credința, Timotei. De acum nu mă așteaptă decapitarea. Nu, eu stau liniștit. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și apoi nu numai lui, spunea Pavel, și nouă celor de la Arad care iubim venirea lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Recomandarea mea este, când trecem printr-un eveniment mai dificil în viață, când o stare de tulburare inundă ființa noastră, încercăm să cunoaștem planul lui Dumnezeu. Asta ne liniștește. Dacă nu reușim și Domnul ne ascunde lucrul ăsta, să avem măcar convingerea că am trăit o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Și de acum spunem, Doamne, fă ce vrei Tu. Și asta ne liniștește. Ne rugăm ca Domnul în Ghetismani, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Și în al treilea rând, așteptați-vă la intervenția lui Dumnezeu. Să nu vă surprindă intervenția lui Dumnezeu. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas, L-am proslăvit și încă îl voi mai proslăvi. De acum intervine direct Dumnezeu Tatăl. Că în necazul tău, în suferința ta, în starea ta de tulburare, poate să intervină Dumnezeu. Și Dumnezeu să o facă, frații mei. Eu m-am gândit de multe ori la un eveniment, o întâmplare din Scriptură. O plecat evreie din Gosen, trebuiau să tăbărească la Gilgal, dincolo de râu. La un moment dat în călătoria lor apare în față o cetate mare, ziduri mari, înaltă, invicibil. Nu se putea cuceri, era Ierihonul. Și Domnul le spune un lucru. Înconjurați tot poporul cetatea odată. Și eu mă gândesc că era acolo, măi, tot poporul
Se estimează că erau la 2 milioane de oameni, 600.000 care purtau armele, neveste, copii, bătrâni. M-am pus în postura acelora care trebuiau să meargă prin nisip și să înconjoare cetatea, roată, roată. Și încă le-am mai spus, tăceți din gură. Poate unii ar fi comentat, poate unii și-or fi dat cu părerea, dar le-au spus, tăceți din gură, n-aveți voie să vorbiți. Oare nu erau tulburați? Oare ce gândeau mintea lor? Sunt conjur o cetate, roată, 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 n-am voie să vorbesc. Dar m-am pus în postura străjilor de pe zid. Ce-au raportat? Mă, niște oameni cu roată, cu cățel, cu purcel, cum spunem noi, trebuie să roată, 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 roată. Ce-au fi gândit străjerii? Ce-au fi gândit căpeteniile? Odată și intrați în tabără. A doua oară intrați în tabără. A șaptea zi, o înconjurați de 7 ori, și la un moment dat, când vă spun eu, preoții se sună din trâmbiță, din corn, de berbec, și voi strigați tare. Și când o stricat evreii odată, s-o prăbuși zidurile. Îi intervenția lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu să intervină? Slăvit să fie Domnul! Ne așteptăm și la intervențele miraculoase a lui Dumnezeu. Când din atâtea încercări și boli și suferințe, necazuri și stări de tulburare, o interveni Hristos și o adus liniște în viață. Să facă Domnul așa în viața fiecăruia. Dacă vrei să mergem în Valea Dura, un chip de 60 de coți, înalt. Nu știu câți oameni erau în Valea Dura, nu le știu numărul, dar erau mulțimi de popoare, nații adunate, robi, acolo. Și ordinul e clar. Când veți auzi sunetul orchestrii și a fanfare, chimvale și zângănitoare, tot vă închinați la idolul ăla. Și se întâmplă, numai că 3 băieți rămân în picioare. Acum nu mai știu cât erau de tineri. Hanania, Mișael și Azaria. Îți părâți. Îi cheamă, mă, ia veniți la mine. Voi în adins nu vă închinați? Păi eu pot să vă arunc în cuptorul cu foc, măi. Dumnezeul nostru poate să le scape și ne va scăpa. Și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm chipului tău. S-a indignat împăratul, o mâniat peste măsură, de 7 ori mai tare. Și o legat, domnule, cu ismene, cu cămăși, și aia care i-au aruncat în foc au fost mistuiți de flăcări. Și după câteva momente îți duce împăratul, se uită și întreabă, n-am aruncat noi 3? Ata împărate, dar eu văd 4. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de împărat. Al patrulea era Hristos, cu un fiu de Dumnezeu. Era Domnul Iisus în cuptor cu cei 3. Tu crezi că Domnul nu vine și în cuptorul tău? Când strigi către El, când rămâi în picioare, nu accepti idolatria, compromisul și păcatul și trebuie să suferi din cauza asta. Nu știe Hristos unde-i cuptorul? Nu știe cât de fierbinte Hristos? Știe și vine lângă tine. Ei, a fost intervenția lui Dumnezeu? Și apoi vine împăratul, acum dă un ordin, acum dau poruncă, toate neamurile, toate națiunile, pământul, să se închine lui Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. El poate să scape, numai El poate să îi zbăvească. El a scăpat pe robii săi care au ascultat poruncele lui. Eu la astea toate spun slăvit să fie Domnul. Cum gestionăm noi tulburarea? O putem gestiona? O putem o leacă face mai mică? Încercăm să cunoaștem planul lui Dumnezeu? Ne asigurăm că avem o viață frumoasă trăită înaintea lui Dumnezeu și îl chemăm pe Domnul să intervină în derularea evenimentelor. Doamne, ajută-ne la aceasta! Tulburarea asta, mai am un gând, are niște izvoare, niște surse. Înțeleptele acela care le identifică și care luptă împotriva lor, Ioan 14, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Știți unde mă duc? Prima armă cu care luptăm împotriva tulburării e credința în Dumnezeu. A doua armă e cunoașterea. Știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Astea două arme ne-au dat Domnul să luptăm împotriva tulburării. Înțelepte cine identifică izvorul ăsta de tulburare și îl evită. Nu vrem să scăpăm de evenimentele plănuite de Dumnezeu, că nici Hristos nu a vrut izbăvit.
dar vrem să scăpăm de stările de tulburare. Și asta i s-a făcut Domnului Iisus. Scrie-ne în Fapte 15:24. Am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare, v-au tulburat prin cuvântările lor. O sursă de tulburare poate veni prin vorbe. Dom'le, ai îmbrăcat copiii, nevasta, bucuros vii la adunare. Și până să intri în adunare, te oprești pe hol un frate și începe să vorbească cu tine. Bă, tu așa, tu așa, tu ai auzit așa și vii deja, ești tulburat. Mai bine să ne ferim de sursele astea de tulburare, să le evităm, trecem pe lângă ele. Și apoi nu trebuie să ne plecăm urechea chiar la toate vorbele și la toate știrile. Când Matei 26:3 voiau să-L prindă pe Hristos, dar nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare. Evenimentele sociale ne pot tulbura, fraților. Ce se întâmplă Gaza, ce se întâmplă Ucraina, cu tremur în Japonia, nu mai știu acum ce s-a mai întâmplat ultimele zile, am mai avut și eu așa câte o știre. Toate astea ne tulbură. Dar dacă nu le știm, eu când eram la Brașov, stam într-o cameră de nefamiliști în vremea lui Ceaușescu, unul avea un radio care prindea Europa Liberă. Era un post interzis de comuniști. Eu trebuia să plec în armată. Și la Europa Liberă spunea: națiunile sunt pe picior de război, rușii au pătruns azi noapte în Afganistan, era un război, cu tare se înarmează. Și eu mă rugam: Doamne, eu acum trebuie să mă duc în armată, acum începe războiul, exact când începe o armată. Doar ăștia te instruiesc, trimite în război. La vreo săptămână, colegul ăla și-a găsit o altă cameră, s-a schimbat, a plecat cu altul. Ne-a luat și radio la mic, la care ascultam noi cu ușa încuietă. După ce a plecat colegul, a plecat și războiul, s-a liniștit și rușă, am făcut armată, am venit înapoi din armată, azi la Betel, fără război. Toate știrile astea nouă nu ne fac bine, să știți. Cineva parcă are intenția să ne îngrozească, să ne înspăimânte, să bage panică în populație. Dar nu mai bine citesc în Scriptură. Dacă tot vrei să asculți ceva, de ce n-ai da o cântare frumoasă, un cuvânt, o predică, ceva care te zidește? De ce nu eviți sursa asta de tulburare? Doamne, dă-ne înțelepciune! Mai sunt stări leuntrice care ne tulbură. Scrie în Iacob 3:16, dar acolo unde este pisma amară și duc de ceartă, acolo e tulburare și tot felul de lucruri rele. Pisma e sinonim cu invidia. Vi la adunare, mă gândeam că mă pun la predică, l-o pus pe el. Sau m-o pus și pe mine, dar ăsta o predica mai bine ca mine. Și solul o cânta mai frumos, și dirijorul, parcă mai carismatic, o dirija mai bine. Și apare invidia: n-are omule nimeni nimic cu tine, tu ai tu cu tine. Din cauza invidii se naște tulburarea, că acolo unde e pisma amară, acolo e tulburarea. Dar asta e dinăuntru sursa, nu e de afară. Scrie în Proverbe, acum căutam, 15:27, cel lacom de câștig își tulbură casa. Lăcomia nu-i vina fraților, nu-i vina conducerii, nu-i vina adunării. Îi vina ta că ești lacom de câștig și nu-ți mai ajunge. 1 Timotei 6:10, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Evrei 13:5, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Luca 3:14, dar noi ce să facem? Să ne mulțumim cu lefurile noastre. Dar tu nu ești mulțumit nici cu pensia, nici cu leafa, nici cu tâzdeu și mereu ai o stare de tulburare. Când s-a născut Mântuitorul, a mers magii la Irod și a întrebat: unde-i împăratul născut de curând? Și Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat. De ce? Că s-a temut Irod în mândria lui că altul ia locul. Sunt stările untrice pe care nu am vegheat asupra lor. Și pentru că n-am vegheat asupra lor, ne aduc mereu o tulburare permanentă. Dumnezeu să ne facă să fim mai pocăiți. Spune în Marcu 10:32, cu ucenicii mergeau spre Ierusalim,
Domnul tocmai le povestea că trebuie să meargă să sufere și ucenicii mergeau în urma lui îngroziți și tulburați. Știți ce mai tulbură pe om? Am experimentat de mai multe ori felul ăsta de tulburare. Despărțirea de cei dragi. Spuneam și altă dată, până în clasa 8 am făcut școala în sat. N-am plecat de acasă. Când în clasa 9 am luat valiza și m-a dus tata la gară și îmi spunea, băi băiete, să fii cu minte, sta pe peron, trenul supraaglomerat și a luat rămas bun de la mine. Am vrut să-i spun ceva, dar avem ceva așa, o amărăciune în gât, un nod așa, că dacă deschideam gura plângeam și n-am vrut să plâng, că eram mare acum, eram băiet puternic. Dar dacă o vorbă, dacă o scoteam, îmi venea să plâng. Despărțirea de cei dragi. Și apoi moare soția, și apoi moare soțul, și moare un copil. Și eu mă duc și spun, nu te tulbura. Cuvintele mele sunt ca nuca de perete, așa cum e vorba noastră. E bine, despărțirea de cei dragi aduce tulburare. Și apoi mai dăm o foaie de aici din Ioan 12 și vine Domnul, în contextul acestei despărțiri spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu m-am dus să vă pregătesc un loc. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și după ce voi pregăti locul, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Acolo unde sunt eu să fiți și voi. Tulburarea asta a despărțirii îi ameliorată într-un fel de nădejdea revederii. Duminica trecută eram în localitatea Putna, predicam la o mormântare a unui tânăr de 28 de ani. Un tânăr deosebit, până și cadrele medicale de la Iași, care l-au îngrijit în ultima vreme, au venit și au cerut să li se dea un cuvânt, o apreciere pentru tânărul ăsta, care a murit așa de senin, așa cu o nădejde, și care le spunea la doctoriță și asistente, erau mai multe venite la mormântare, că el n-are nicio problemă, că el se duce acasă la Domnul. Era o ziaristă venit ca să facă un reportaj, care înainte l-au cunoscut pe băiatul ăsta, și un băiat atât de săritor, atât de politicos și atât de liniștit în fața morții, el n-a văzut. Și trebuia să scrie un articol și unul fotografia și o fată scrie acolo. Ne permiteți? Vă permitem. Cum se poate un băiet de 28 de ani să fie atât de liniștit? Că din casa aceea, mama băietului, despre mama băietului s-a spus, femeia asta în ultimii 3-4 ani o scos 7 sicrii din casă. Eu mai murit un băiat înainte, eu murit o fată de 16 ani, acum mai murea un băiat de 28 de ani. Și sora băietului a dat un bilet că vrea să cânte o cântare. Și a cântat o cântare la care o plâns și doctorul și ziarii și adunarea și eu și toți. Cu chitară, o cântare liniștită despre întâlnirea noastră cu Domnul. Despărțirea de cei dragi ne tulbure, dar nădejdea întâlnirii cu lor, bucuria locului în care s-a dus Hristos, ne alungă tulburarea. Dumnezeu să ne dea binecuvântarea. Amin. Cum gestionăm noi aceste stări sufletești, starea de tulburare? Încercăm să aflăm planul lui Dumnezeu. Dacă nu-l aflăm, e treaba lui Dumnezeu. Lucrul ăsta e ascuns de noi. Dar ne asigurăm că avem o viață trăită. Și chemăm și așteptăm intervenția lui Dumnezeu. Identificăm sursele de tulburare și le evităm. Și la astea toate, Doamne ajută!